go live aici pe Facebook, dăm go live aici pe YouTube. Da. Ok, a început și live-ul pe Facebook. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de Talks by Solvinator. Am ajuns la numărul 135, iar acum este o ediție specială făcută alături de cei de la Lux of România, care au decis să ne sprijine misiunea noastră de a crește comunitatea de IT, cât și calitatea evenimentelor. Deci mulțumim Lux of. Înainte de a-l introduce pe speakerul nostru din această seară, vreau să vă mulțumesc pentru donațiile făcute pentru copiii din mediile defavorizate, adică pentru campania cu Narada. Dacă n-ați făcut-o și vreți să dați o mână de ajutor, găsiți un link cât pe grupul de Talks by Solvinator, cât și pe posterile noastre despre pagină. Toți banii se duc către Narada, care o să se ducă către echipamente pentru copii. De asemenea, acum că am început, orice întrebare aveți către speakerul nostru, vă rugăm să o puneți în live, ori în live-ul de pe Facebook, ori în live-ul de pe YouTube din această seară. Dacă vreți să fiți alături cu o calitate mai bună, facem live și pe YouTube. Întrebările pe care le aveți, eu o să le primesc și o să le pun mai departe speakerul nostru. Și revenind, alături de noi îl avem pe Ionuț Bilică, Development Manager la Luxoft, care o să ne introducă în aventurile a ceea ce înseamnă Continuous Integration și Continuous Deployment într-o fabrică de software. Ca de obicei, înainte să intrăm în prezentare, Ionuț, o să te rog să ne povestești puțin despre istoria ta, care a fost traseul tău și cum ai ajuns Development Manager la Luxoft. Și bineînțeles, cum lumea este curioasă, să ne povestești puțin și despre ce este Luxoft, ce faceți, cum este cultura pe acolo, oamenii și cât mai multe detalii, cu atât mai bine. Eu o să mă pun pe mute și o să te las pe tine. Aparent avem o mică problemă cu audioul. O secundă. Poți să spui ceva acum? Test 1, 2, 3. Ok. O să trebuiască, din păcate, să să încep de la început cu prezentarea ta. Îmi cer scuze. Nu-i nimic. În falul de comentarii, că nu se aude. O iau de la început. Ziceam că lucrez în programare din 2006 ca programator Java și tot timpul ăsta am lucrat în diferite domenii de business, de la web services, la un pic de telecom și acum în finance la Luxoft. Ai întrebat tu cum este viața la Luxoft? E o întrebare fără răspuns. Viața la Luxoft e diversă pentru că Luxoft e o companie foarte mare cu foarte multe proiecte. Și proiectele sunt foarte mult driven de către client. Și atunci, în cazul nostru, viața este foarte frumoasă la Luxoft. Avem un client foarte profesionist în ale software development-ului, care investește în proces, în metodologiile agile, în calitate și atunci, plus ne oferă o autonomie, ne respectă expertiza cu care venim și colaborarea cu ei este excelentă. Nu pot să vorbesc mai mult de atât pentru că nu știu mai mult de atât.
Mai mult de atât, recrutarea în Luxoft e foarte în regulă. Și restul departamentului, managementul, people managementul, iar este foarte în regulă. Voi cât sunteți? Câți oameni sunteți? Sau cel puțin pe proiectul pe care ești tu? Câți proiectul Murex din Luxoft suntem 100 de oameni. Luxoft în general sunt vreo 2000 de oameni. Acum Luxoft este partea DXC, la fel ca HP și, mă rog, nu vreau să merg mai sus, că nu știu toate lucrurile în detaliu, dar asta e sigur, Luxoft e acum o companie DXC și suntem, na. Nu știu exact ce impact are asta, deocamdată n-a avut un impact foarte mare, cultura e în continuare ok și ne așteptăm să fie în continuare ok. DXC e o companie americană mare. Super. Nu mai bine. Păi da. Ne poți povesti acum de peripețiile de continuous integration și deployments. Sigur. Sigur, am un suport aici cu niște desene, o să dau un share screen și o să încep prezentarea. Odată ce încep prezentarea, sunt în full mod, nu o să mai văd altceva. Mă bazez pe voi că încă mai sunt conectat și nu vorbesc singur. Întrebările poate să vină, ar fi bine să vină odată cu slide-urile, să nu ne depărtăm foarte tare de topic acolo unde sunt întrebări. Cum vin întrebările pe live-ul de Facebook sau de YouTube, o să le pun eu, deci le așteptăm. Și atunci, dacă titlul este Aventurile CICD într-un Software Factory, să definim un pic la ce mă refer eu când spun factory, nu neapărat vreo definiție oficială. Atunci când 7, 10, 11 echipe oarecum similare lucrează la 100, 1000 de module software relativ similare, se numește că ești un factory. Eu, de-a lungul anilor, am lucrat de două ori într-un factory. Odată la primul meu job, unde se dezvolta un motor de căutare care agrega rezultatele de la alte motoare de căutare pentru diferite universități din toată lumea. Și acolo erau 4-5 echipe care scriau conectori, al cărui rol era, pentru fiecare motor pe care vrei să-l integrezi în motorul tău, trebuia să scrii un modul care pasa query-ul, căutarea și întorcea înapoi într-un format cât de cât standard rezultatele căutării. 4-5 echipe făceau lucruri similare zi de zi, bineînțeles diferite, dar cu anumite similarități. În Luxoft, în proiectul Murex, dezvoltăm o platformă de investment banking. Și în lumea finance e nevoie să fii conectat cu multe, multe platforme pentru diverse necesități, cum ar fi regulatory reporting. Când faci un contract cu cineva, e obligația ta legală să-l raportezi la diverse platforme. Sau pentru trading. Aș vrea ca platforma pe care o folosește banca mea să-i dea posibilitatea să se conecteze la o platformă de trading și să găsească acolo clienți cu care să încheie contracte. Sau pentru import de prețuri și static data. Aș vrea din platforma mea clientul să poată să aibă acces la prețurile și static data de la Bloomberg sau de la multe alte platforme. În total, de la începutul proiectului am integrat cam 100 și un pic de platforme externe în platforma Murex. Și, încă o dată, ele sunt similare pentru că fiecare modul de ăsta integrează platforma noastră cu o platformă externă, dar flow-ul de business, motivul pentru care face această conexiune, sunt super diverse și din punct de vedere tehnic e foarte divers, pentru că platformele ăștia fiind deținute de
diverse organizații, ele au protocoale de comunicare diferite, formate de date diferite, etc. Deci, sunt lucruri interesante, diferite și cu totul și cu toate astea suntem toți în layer-ul de connectivity și așteptările de la cele 100 de module și de la cele 10 echipe sunt foarte similare. În legătură cu procesul, în legătură cu standardele. Și de ce vorbim despre CI/CD în context de factory? Pentru că în context de factory, efectele automatizării sunt mult mai mari. Automatizez, dacă într-un proiect de o echipă, un proiect, automatizez ceva, am câștigat o oră. Dacă în 100 de proiecte cu 10 echipe automatizez ceva, pot să câștig mult mai mult. Sau dacă stric ceva, pot să pierd mult mai mult. Da? Dacă bag bețe în roate, bag bețe în roate la multă, multă lume, deodată. De asta e interesant CI/CD-ul în context de factory. Și atunci avem echipe, avem 10 echipe care lucrează în producție, aduc valoare pentru client, dezvoltă funcționalitate. Și avem și o echipă care lucrează la procesul de CI/CD și încearcă să ajute echipele să le ia impedimente din cale, să automatizeze ce poate fi automatizat. Norocul meu face să este să am echipă și înăuntru care lucrează pentru producție, care implementează funcționalitate și echipa care se ocupă de CI/CD. În felul ăsta văd ambele aspecte ale muncii noastre pe care o facem acolo. Sunt două echipe extraordinare. Îi apreciez nespus, altfel ar fi mult mai greu. Ca să meargă treaba, nu e de ajuns să fim băieți deștepți sau să ne dorim foarte, foarte mult. Pentru că în același backlog, în același efort, intră și funcționalitate. Și pe partea funcționalității, de acolo vin banii, da? Și e vorba de bani mulți. Ca să poți să optimizezi procesul și să poți să ajuți oamenii să livreze calitate într-un mod standard, e nevoie de ceva care să contrabalanceze. Și noi avem acel ceva și suntem foarte recunoscători. Avem oameni în upper management din partea clientului care înțeleg foarte bine nevoia de calitate, de aliniere, de automatizare și sunt în stare să vină cu task-urile ăștia și să le împingă în backlog, uneori cu prioritate mai mare sau de multe ori cu prioritate mai mare decât funcționalitatea, mai ales acolo unde technical debt-ul este poate mai mare sau poate e o nevoie de optimizare mai mare. E nevoie, nu m-aș fi înhămat la munca asta dacă n-aș fi avut suportul clientului dedicat și pasionat să reușim în treaba asta. Bun, și atunci intrăm în CI. Ce înseamnă CI? În primul rând înseamnă validarea muncii. Și trebuie să recunoaștem că, nu știu, poate trăim într-o bulă fericită, dar în continuare există firme care nu au un Jenkins în picioare. Și de asta e bine când mergem la un interviu să întrebăm întrebările stânjenitoare. Și codul unde stă și testele se rulează și ele singure, astfel încât să n-ai surpriză să vii în prima zi de muncă și să nu găsești Jenkins pe niciunde sau orice altceva care să te ajute cu CI-ul. Există metoda de clasică, mi-am terminat treaba mea a ajuns în trunk, și automat se declanșează testele și eu aflu dacă ce am făcut e bine sau nu e bine. Da? Testele se declanșează automat. Rulează
Și dacă e roșu, vine lumea și mă caută pe unde m-am dus eu în bucătărie să-mi fac o cafea și mă apucă de guler și zice, vino înapoi, ai stricat build-ul, vino, repară-l că vrem și noi să mergem chestii. Și nu vrei să mergești după build roșu, că după aia nu mai știi a cui e vina. Și ne place să știm a cui e vina, că de obicei ăla muncește să o repare. Cam asta e abordarea în multe, multe proiecte. În cazul nostru am abordat lucrurile un pic diferit și am impus build verde înainte de a putea să ajungi în trunk. Astfel încât dacă nu e bine ceva la tine, stai acolo unde ești până când îl faci bine și de-abia apoi poți să vii în trunk. Implicările sunt mai multe și o să încerc să le explic. Mai e un aspect, un detaliu, un desenul meu. Aici nu este niciun commit. O a doua limitare în Bitbucket-ul nostru este faptul că fast forward only este politica de mergiuire. Adică ți-ai tras trancul înainte să vrei să-l mergiuiești. Deci tu când validezi feature branch-ul tău, feature branch-ul tău este înaintea trancului, nu vine nimic. În trunk nu e nimic care nu este în branch-ul tău. Dacă e ceva, îl tragi și de-abia după rulezi build-ul. În felul ăsta, nu am aici, după validare, nu am aici un commit de mergi care poate să aibă conflicte și care poate să facă roșii testele. Asta e la fel de important ca build before mergi. În felul ăsta, cu mecanismul ăsta, avem niște beneficii de la el. Avem și niște, care e antonimul lui beneficii, avem și niște probleme cu el. Da? E un pic mai blocant decât rulatul build-ului după mergi. Când munca ta nu e gata până când build-ul a fost gata, aștepți după build. Și dacă build-ul durează, nu e ok. În plus, din cauza lui fast forward only, feature branch-urile trebuie să intre în trunk una câte una. Nu există să intre două pe un singur build. Și atunci trebuie să ne așteptăm unii pe alții. E un pic mai blocant, un pic mai restrictiv. Dar după aia vin și beneficiile. Beneficiul principal este că ai trunk-ul tot timpul verde. Da? E verde, în el nu intră decât lucruri verzi, va rămâne verde all the time. Și o să vedem în slide-ul următor că verde nu înseamnă numai mi-au trecut testele unitare sau testele de integrare. Înseamnă o grămadă de lucruri, astfel încât sunt în poziția de release on demand. La orice moment din timp, PM-ul poate să vină și să zică ok, cu ce am eu acum în trunk, mi-ar plăcea să fac un release și să-l dau la client. Nu e nevoie de două zile să fim gata de release. Suntem gata de release, poate să apese el butonul și se va executa release-ul într-un sfert de oră și îl va putea lua. Bun. Ce mai povestesc aici? Există o minciunică aici pe slide-ul nostru. Dacă ne amintim ce am spus la început, care este business-ul nostru, business-ul nostru este unul de integrare. Asta înseamnă că integrăm platforma Murex cu o platformă externă. Acum ăștia sunt moving parts și ele, da? De obicei îți garantează niște răspunsuri la niște request-uri, dar uneori se mai schimbă. Și atunci issue-uri poate să vină nu numai din cod, dar și din platformele pe care noi le integrăm. Se schimbă platforma și atunci nu mai funcționează conectorul nostru așa cum ar trebui să funcționeze. Pentru asta noi rulăm pe trunk în fiecare noapte job-ul. Și dacă noaptea, dacă de la o noapte la alta sau de la ultimul build s-a schimbat ceva în platformă, voi ști dimineața că ceva e neregulă. Acum avantajul de a avea aici un build. Build-ul ăsta spune
Nu te lasă în trunk decât dacă ești verde și când ești verde, tu devii nou trunk. Da? Pentru că am văzut mai devreme că aici nu mai e un commit. Deci, de fapt, commitul ăsta devine vârful trunk-ului. Nu te las să mergi decât dacă faci trunk-ul verde. Deci există conceptul de stop and fix. Nu poți să mergi nimic decât ceva care face trunk-ul verde. E foarte important pentru noi. În lipsa mecanismului ăstuia, lumea își face treaba, mergiuiește, era roșu și înaintea mea, e roșu și după mine, not my business, am plecat în pauză. Nu poți să faci asta acum, ești blocat și e nevoie să faci trancul înapoi verde. Cam astea sunt alegerile, unele poate dure, pe care le-am făcut, principiile după care am mers cu CI-ul de la bun început. Avem vreo întrebare? Dacă nu, o să trec la alte detalii. Nu este nicio întrebare, dar din nou, dacă aveți întrebări, lăsați-le pe live și le pun eu mai departe. Am povestit un pic faptul că build-ul nostru nu e doar teste unitare sau teste de integrare, e mult mai mult. Nu folosim un build clasic de Jenkins, folosim Jenkins pipelines scrise în Groovy, care sunt un programel super complex care face multe lucruri. Hai să vedem un pic care sunt lucrurile alea. Sonarul poate să ne determine test coverage și test violations. Noi verificăm asta. Și dacă test coverage-ul a scăzut sau dacă au apărut coding violations, o să pice build-ul. Da? O să vedem mecanismul mai exact, un pic detaliu, ce înseamnă asta, dar build-ul meu nu verifică doar că testele trec, ci verifică și faptul că testele există pentru noua dezvoltare și că n-am dat procentul mai jos. Și că noua dezvoltare nu vine cu sonar violations. N-am pus acolo niște lucruri urâte. Folosim și LGTM-ul, care la fel un tool de static code analysis, doar că noi îl folosim cu precădere pentru security, are niște reguli care ne plac nouă pe partea de security a codului nostru scris de noi. Asta pentru Java. Pentru alte tehnologii pe care le folosim, a trebuit să ne scriem noi analizoare de cod și calculatoare de coverage, folosind acolo unde s-a putut, de exemplu, Drools are un pic de suport pentru coverage, cred. Dar a trebuit extins, a trebuit să facem noi pentru alte tehnologii, tehnologii de transformare de XML, de exemplu, niște tehnologii proprietare sau alte lucruri. Vrem ca pentru fiecare, nu poți să scrii un produs software profesionist într-un singur limbaj, îl scriu în Java. E tot timpul un mix de 4-5 limbaje, nu știu, XSLT-ul e mai bun pe transformare de XML-uri decât Java, în anumite cazuri, într-un anumit context. Da? Vrei să folosești tool-ul perfect, nu vrei să dai cu ciocanul în toate. Și pentru ele ne dorim aceleași reguli, aceleași strictețe. Folosim Black Duck, e o tehnologie, un server care are un knowledge base despre librării, third-party libraries, și știe despre ele licența, știe despre ele vulnerabilități care au fost raportate la un moment dat. Noi trimitem la BlackScan lista de librării pe care o folosim și el răspunde cu e în regulă sau nu e în regulă, ai probleme cu licența la nu știu, la Log4j sau la, nu știu, nu e în regulă să folosești asta după standardele tale. Dacă noi am scris acolo, suntem ok cu licența Apache, cu Commons, nu știu cum, nu suntem ok cu licența nu știu care. În felul ăsta, noi avem încredere în programatorii noștri și au voie să folosească ce librărie
consideră să folosească, cu anumite guideline-uri, bineînțeles, dar ne dorim neapărat ca la sfârșit să nu fim în voia sorții și să avem niște reguli clare și un mecanism care să pice build-ul dacă programatorul a introdus o librărie care nu este în regulă din diverse motive. Tot build-ul nostru face și deploy, împachetează modulul, face deploy pe un environment apropiat cu environmentul de test și rulează acolo teste end-to-end, care sunt foarte importante pentru noi, mai ales fiind în context de connectivity, vrei să vezi că conectorul tău se înțelege bine cu cele două platforme pe care le integrează. Toate astea se întâmplă la build. Toate astea se întâmplă pe fiecare feature branch. Fiecare story trebuie să lase vers toate condițiile astea. Și știind că toate condițiile astea sunt verzi la orice moment din timp, poți să, nu știu, să dormi liniștit, să faci release, să începi un task nou știind că îl începi pe curat, îl începi pe ceva care nu numai că funcționează, dar e și de calitatea care e pe care o declarăm acolo în el. Bun. Astea sunt lucrurile pe care le facem. Acum să vedem cum le facem. Pentru că avem 100 de module și fiecare modul a fost început la un moment din timp și tot timpul începutul este furtunos și realitatea este că nivelul de calitate este care este, da? Este un punct dat pe care trebuie, cu care trebuie să lucrăm și să ajungem la standardul pe care ni-l dorim. Avem din cele 100, sunt foarte multe, în special cele active, cu dezvoltare activă, care sunt acolo, sunt sus. Au 80% coverage, au zero critical violations pe Luxor, pe Sonar, etc., etc. Dar sunt și altele pe care ne dorim să nu le blocăm, dar cu care vrem să progresăm cu calitatea. Atunci ne-a trebuit să inventăm un proces cu care să avansăm cu calitatea în paralel cu funcționalitatea într-un mod neblocant. Cum am făcut asta? Primul pas pentru a merge înainte este să nu mergi înapoi. Da? Încercăm să nu dăm înapoi cu calitatea noastră. Avem în proiectele noastre, avem un plugin care oferă o configurare prin care fiecare proiect vine și spune ok, aici sunt eu acum. Coverage-ul meu nu este 80 cât ar trebui să fie, este 40 astăzi. Am zero critical, dar am două major sonar violations. Crapăm build-ul dacă pic mai jos de aceste cifre. Și noi crăpăm build-ul dacă noul feature branch-ul dă coverage-ul mai jos sau etc. cele înși pe criterii de calitate. Asta ne ajută să nu dăm înapoi. Cum dăm înainte? Ca să dai înainte trebuie să investești efort, câteodată mult efort, câteodată mai puțin, dar câteodată mult efort. Efortul ăla vine în același backlog cu funcționalitatea. Și funcționalitatea câteodată e cazul să se dea la o parte și să reparăm un pic lucrurile grave din partea calității, alteori are precedență. Da? Dacă ți se întâmplă Brexit, ți se întâmplă Brexit și nu e momentul în care să treci de la 70% coverage la 75% coverage în două săptămâni de muncă. Da? E momentul să bați pasul pe loc în cazul ăla. Și atunci, ca să îmbunătățești ceva, primul pas este să îl vezi, să îl măsuri. Să-l vezi undeva agregat, să-ți dai seama care nu sunt conforme cu standardul nostru și odată ce îl ai, îl vezi, ai posibilitatea să plănuiești improvementul lui.
Asta avem noi, avem un tool, avem pentru că ne-am scris și plugin-ul dinainte și tool-ul ăsta ni l-am scris. Merită să scrii tool-uri când sunt folosite de 100 de proiecte, da? E clar. Și cât vei sparge piața în două și cât de frică ți-ar fi să nu reinventezi roata, mereu este nevoie de a face lucrurile într-un mod custom, într-un mod care este exact ce dorești tu de la respectivul tool. Le vedem aici și atunci când se face planning, plănuim, le adăugăm, le prioritizăm, ne uităm care e prioritatea pentru ăsta, care e prioritatea pentru ăsta, care e prioritatea pentru funcționalitate. Încercăm să tot timpul să mergem mai mult și mai mult. Există în afară de quality și un tab de compliance, pentru că fiecare echipă e owner peste build-ul lor și trebuie să-și activeze anumite check-uri sau să upgradeze anumite tool-uri care sunt făcute pentru astfel de check-uri. În afară de calitatea produsului, ne interesează foarte mult și calitatea procesului. Și la fel, pentru calitatea procesului, primul pas este să o vezi. Dacă o vezi, poți să plănuiești. Și dacă o plănuiești, devine un task, la fel ca orice alt task, cu o estimare, cu resurse alocate și poți să-l faci. Ce înseamnă pentru noi calitatea procesului? Calitatea procesului înseamnă, în primul rând, că nu aștept foarte mult să ajung cu dezvoltarea mea în trunk. Între mine și trunk stă jobul de Jenkins și aprobarea pull request-ului. Jobul de Jenkins ne dorim să nu dureze foarte, foarte mult. E important să aibă multe teste, multe verificări. Pe de altă parte, e important și să meargă destul de repede. Și atunci îl monitorizăm și încercăm să, dacă depășește un anumit threshold, logăm un task. Hai să ne uităm ce e pe acolo. Poate unele teste end-to-end nu merită să fie end-to-end și merită să fie component testing. Sau poate putem să avem o mașină mai puternică, sau poate putem să le rulăm în paralel. Sau poate chiar e o problemă care merită fixată. Ne interesează, când pică build-ul, ne interesează de ce a picat build-ul. Pentru că build-ul poate să pice pentru că prinde un regression și suntem fericiți și recunoscători că există build-ul ăla in place și ne-a prins regression-ul. Sau poate să pice din cauza infrastructurii de test. Uneori, infrastructura de test, nu știu, rămâne fără RAM, rămâne fără spațiu, nu pornesc bine nu știu ce servicii. Ceva tot timpul poate să fie de vină. Și dacă avem o rație mare de build-uri picate din motive tehnice, atunci vrem să investim în testing infrastructure. La fel și cu pull request-urile. Pull request-urile implică partea automatizată care e build-ul ăsta. Tot ce am putut automatiza a intrat în build-ul ăsta automat. Dar tot timpul există și partea care nu poate fi automatizată. Experiența unui programator care se uită la un cod și spune un comentariu acolo de principii de programare, de design pattern, de orice fel de comentarii de ăștia pe care numai un programator poate să ți le dea, merg în code review. Ne dorim ca mergiu să nu dureze foarte mult. Dacă stau două zile cu treaba mea gata și cu pull request-ul deschis, ceva nu e bine și ar fi cazul să investigăm. La fel, timpul până la primul feedback. Dacă am deschis pull request azi dimineață și până seara nimeni nu a spus nimic, iară nu e în regulă. Număr de commituri. Nu știu, dacă am deschis un pull request și după aia am mai făcut 100 de commituri, nu e în regulă. Ceva n-a fost bine la început. Dacă am iterat de 100 de ori ca să-l fac bine. Toate astea sunt importante de avut și de vizualizat,
pentru că pot fi îmbunătățite și o echipă poate să descopere o problemă pe care o au alte 10 echipe și poate fi fixată dintr-un singur tool. V-am povestit despre toate lucrurile pe care le avem, cu care suntem cu ochii pe ele. V-am povestit și toate tool-urile și toate modurile prin care putem să facem treabă. Mai e nevoie, toate lucrurile astea sunt inerte, e nevoie de cineva care să facă drive, e nevoie de persoane care să zică, ok, e jobul meu să fac treaba asta. Noi suntem 10 echipe cu 100 de module, este common backlog, adică fiecare echipă poate să lucreze la orice, astfel încât să avem flexibilitate, pentru că vin momente în viața unui modul în care are nevoie de super multă atenție, grav, repede, și atunci pui 2-3 echipe. Și momente în care un modul e într-un punct în care nu are nevoie de mare atenție. Cu toate astea, nimic e al nimănui, toate sunt ale tuturor, nu inspiră ownership, nu inspiră accountability și responsabilitate. Atunci avem un rol care se numește Software Functional Owner în cazul nostru. Este o persoană care îi se asignează module și se spune, tu ești accountable de calitatea acestor module, de designul acestor module, de procesul de dezvoltare a acestor module. Nu ca ai fi accountable ca ele să fie perfecte, ci ești accountable ca ele să primească atenția necesară și să se logheze story-uri, să fie îmbunătățite acolo unde e nevoie să fie îmbunătățite. Managerul de deasupra noastră, când vede că un modul are probleme, vrea să știe cu cine vorbește. Vrea să aibă o persoană cu care să vorbească. Eu sunt una din persoanele ăștia și poate să vină la mine și să-i explic, uite, e în bad shape modulul ăsta, dar eu am luptat să primească timp și s-a hotărât că n-a fost prioritar iterația trecută. Poate că acum putem să-l urcăm ca prioritate. Plus că eu înțeleg mai bine motivele pentru care și putem să acționăm mai eficient. În felul ăsta avem un pic de ownership și un pic de knowledge specializat în modulele ăștia. În continuare, fiecare echipă poate să ia de la fiecare, doar că atunci când ia, știe că calitatea ăstuia este în ownership-ul SFO-ului respectiv. Evident, SFO fiind doar o persoană și un SFO având 20 de module, deleagă munca către echipe, echipa devine o echipă care dezvoltă o funcționalitate, se numește un feature team, o echipă care asigură calitatea unui modul, se numește SF team, da, software team. Astfel încât băiatul ăsta să nu nebunească și să poată să delege. Sunt de obicei echipele care au pornit cu modulele ăștia, le-au creat, au făcut primele feature-uri la ele și le cunosc cel mai bine. Și atunci când o echipă are nevoie să lucreze la modulul ăsta, vine, vorbește cu băiatul ăsta, vorbește cu echipa asta, care e design-ul, e totul verde, sunteți în regulă, la ce nivel sunteți, o să luăm task-ul ăsta pe modulul ăsta, o să vă arătăm cum avem de gând să-l implementăm, o să lăsăm calitatea cum trebuie, o să vă punem ca review-uri și o să fie bine într-un final. Cam ăsta e mixul nostru între common backlog și ownership. E un loose mix care ne oferă flexibilitate. Am eu o întrebare aici. Yes. Cum sunt aceste module? Sunt și, adică sunt complet independente? Se interconectează între ele? Și dacă se interconectează, cine are grijă să fie totul ok? Și cealaltă era legată de faptul că există aceste persoane care au ownership peste module și spuneai că
aveți un timp de la pull request până cineva se uită pe el? Acel cineva care se uită pe el sunt tot aceste persoane sau aceste persoane deleagă mai departe pe cineva care să se uite peste pull request și să vadă că toate lucrurile sunt îndeplinite? Bun. Prima întrebare era despre interconectivitatea modulelor. Rar modulele ăștia comunică între ele și cel mai des comunică cu platforma de bază. Sunt câteva care comunică între ele, dar cel mai des comunică cu platforma de bază și există sub ele, între ele și platforma Murex, există un framework, un set de endpoint-uri pe care îl folosesc toate modulele astea. Dacă îți răspunde la partea de... E destul de mare independența între ele. Okay. Și asta ne asigură o autonomie destul de bună. Și întrebarea venea din perspectiva că aveți code coverage și teste. Astea sunt pe fiecare modul și dacă ar putea acest interconnectedness între ele să afecteze testele altor module, spre exemplu, like, ce module. Nu, de obicei... Coverage-ul este per modul, pentru că sunt destul de independente modulele și coverage-ul este per modul. Bineînțeles, un modul de ăsta, cum i-am zis eu, modul, sunt 3-4 proiecte, 3-4 repozitoriuri de cod strâns legate între ele, cu un lifecycle asemănător, etc. Dar, în general, au un coverage și nu impactează atât de mult unul pe altul. Pentru code review, dacă se deschide un pull request de către oricare echipă pe un modul, default reviewer sunt echipa care are modulul ăsta. Da? Modulul ăsta este la mine, eu am două echipe și știu că pe interfețele ăștia am echipa asta și pe interfețele ăștia am echipa asta. Deci noi suntem default reviewer și dintre noi trebuie să aprobe doi oameni pull request-ul. Am un slide. Zice așa, dacă un feature team creează un pull request pe un modul, e nevoie de doi din partea SF team-ului să-l aprobe. Oricare doi, da? Nu facem aroganțe cum că doar seniorii ar fi în stare să citească cod și să comenteze. De cele mai multe ori, feature team-ul și SF team-ul sunt una și aceeași echipă, da? Pentru că cel mai des dau task-uri la un modul echipei care știe cel mai bine modulul, e cam în sens. Doar când treaba e mai multă și nu poate să facă față o echipă, punem două, punem trei echipe și atunci feature team-ul diferă de SF team. Ele sunt aceleași echipe, doar rolul lor în relația asta diferă, da? E ce rol am. Ele sunt 10 echipe cu aceeași compoziție la fel. Doar că astăzi pe un pull request poți să fii feature team, pe alt pull request poți să fii SF team în funcție de unde te situezi. Și bineînțeles, pipeline-ul trebuie să fie verde. Asta trebuie să se întâmple ca un pull request să fie merge-uit. Există o excepție. Pentru că oricare doi oameni pot să dea approve, pot să scape anumite lucruri care sunt foarte grave. De genul, cineva a scos un end-to-end test pentru că îi pica și era sătul de el și atunci a zis... Ok, mă enervează testul ăsta end-to-end că îmi pică mie, îl scot, îl comentez și îmi trece și mie build-ul și merg și-o fericit acasă. Sau schimbă configurarea pentru quality gate și zice, lasă-mă că nu vă trebuie vouă 80% code coverage, că eu am dat-o mai jos. E bine și 78%. În condițiile astea e nevoie de el, acel unicul și inegalabilul SFO să dea approve pe pull request. Avem un plugin de Stash care analizează pull request-ul și își dă seama dacă s-a impactat, dacă s-a scos un test sau dacă s-a impactat quality gate-ul.
Tare. Avem și o întrebare. Ce repozitorii folosiți? Folosim Bitbucket cu Git. Scurt și la obiect. Scurt și la obiect. Nu știu dacă puteam să răspund altfel. Anul ăsta, lunile ăștia, încercăm să trecem la a avea un super repo. Git are o funcționalitate care te ajută să agregi mai multe repozitoriuri într-unul singur. Ele rămân repozitoriuri separate, dar poți să le linkezi ca fiind submodules într-un Git mai mare. Și poți să faci checkout la tot, dintr-o dată, poți să faci tot felul de comenzi cu forici. Forici module, fă branch nou cu numele ăsta sau chestii de genul ăsta. Foarte, foarte interesant și ne-ar ajuta cu alinierea, cu standardizarea, cu procesul, ne-ar automatiza și ne-ar lua niște belele de pe cap. Sperăm să fie gata până la sfârșitul anului și să începem să migrăm către treaba asta. Bun, suntem aproape la final. Ce e la final? La final e release-ul. La începutul proiectului, fiecare dezvoltator primea task-ul să release-uiască modulul și făcea MVN, release prepare, MVN release perform, de pe mașina lui. E destul de evident câte probleme pot să vină din treaba asta. Tu ai un Maven, eu am un Maven, tu ai un repository corupt, pentru că de ce nu? Tu, nu știu, eviți să rulezi cine știe ce extra check. Și atunci un pas important a fost să creăm un job de Jenkins unde te duci și spui vreau să-mi faci release la un modul anume. Jobul ăsta de Jenkins e standard, e safe, e easy și are câteva extra checks. Nu multe, încercăm să fie cât mai puține extra checks. De ce? Pentru că vrem să mutăm cât mai multe checks în fiecare build în parte ca să fim cât mai gata de la fiecare merge, de la fiecare feature, vrem să fim cât mai aproape de a fi de release. Da? Nu vrem să mutăm multe lucruri aici. Este, în mare parte, este spiritul agile. Spiritul agile spune move the pain forward. Nu vrei să ai mult de lucru la sfârșitul proiectului, să meargă lucrurile și să fie integrate. Vrei să integrezi des și vrei să meargă lucrurile des și atunci îți impui ca la sfârșit de fiecare sprint, măcar la sfârșit de fiecare sprint, lucrurile să fie integrate și să meargă, pentru că te duci și faci un demo în fața oamenilor. Așa și noi, în spiritul ăsta, vrem ca majoritatea lucrurilor să fie la fiecare feature în parte și să nu se adune lucruri înainte de release. Și cu toate astea sunt câteva lucruri. Să dau un exemplu. Dacă nu te forțezi să updatezi change log-ul la fiecare feature în parte, la fiecare băguleț în parte, e ok pentru toată lumea. Dar când faci release, te verific că ai în changelog o secțiune pentru release-ul respectiv. Nu dai un release fără changelog. Sau e în regulă când faci un când lucrezi și poate ești pe snapshot sau ești pe un release candidate, să depinzi de alte snapshot-uri sau de alte release candidate-uri. Când faci un release final, vin și te verific că nu depinzi de release candidates, că nu depinzi de snapshot, nu te lasă Maven. Dar și asta e o verificare. Că nu depinzi de alfa, de beta, vrem să fie ceva final, da. Bun. Experiența ne-a arătat faptul că aceste mici check-uri poate să ne boicoteze într-o vineri seara și să ne strice un weekend. Da? Pentru că trăim într-o lume super competitivă. Murex e platforma de top în investment banking și uneori e nevoie de release vineri. Și tot efortul nostru a fost ca vineri sau oricând, la orice oră, noi să fim gata de release, să fie un click 15 minute. Și atunci, pentru acele extra check-uri, am creat un alt job, seamănă cu release job-ul, face tot ce face release job-ul, mai puțin release-ul la final. Și atunci, dacă tu știi că urmează să faci un release,
ai posibilitatea să verifici din vreme, să fii sigur din vreme că toate chichițele alea sunt bifate și ești ok să faci release. Și bineînțeles, tot timpul, orice excepție are o excepție și o excepție și tot timpul trebuie butonul nuclear. Dar butonul nuclear spune, am un job de release care trece peste check-uri. Pentru că trebuie să fii pragmatic și în viață ajungi în situația asta. Doar că situația asta, jobul ăsta, e accesibil doar SFO-ilor, doar cu acceptul managerului din partea clientului care e deasupra SFO-ilor și care se asigură de calitatea produselor și calitatea procesului. Și nu vrei să ceri aprovul să treci peste niște check-uri. Nu e o poziție bună. Câteodată se întâmplă și e bine să poți să faci release și să nu trească să suni echipa care face CI și să zici ok, am aprobare de la toată lumea să facem chestia asta. Vrei tu, te rog, să intri și să mă ajuți? Avem un tool pentru treaba asta și ne ajută. Ăsta e sfârșitul, concluzia pentru toată treaba asta. Încă o dată, CI înmulțit cu 1000, da? Înmulțit cu 10 echipe, înmulțit cu 100 de proiecte. Impactul e foarte mare și cu toate astea suntem super recunoscători că lucrăm pentru un client care înțelege și face drive la partea de calitate, partea de automatizare, standardizare, proces. Nu multă lume e atât de norocoasă încât să aibă un client ăsta. Sunt atâția clienți care nici măcar nu înțeleg partea asta sau sunt clienți care au impresia că vine de la sine fără niciun pic de efort și fără niciun pic de alocare de timp. Pur și simplu, primul cod care mi-iasă e perfect și primul proces la care ne gândim e perfect și automatizarea nu e nevoie că putem să dăm la pedală. Suntem recunoscători pentru treaba asta. Al doilea lucru ca și concluzie este că munca asta de CI este challenging. Am fost sceptic când pe lângă echipa mea de producție am luat o echipă de CI și echipa de CI era o echipă de programatori. Nu aveam DevOps, CI Champion, erau programatori. Și zic, o să fie challenging pentru programator treaba asta și pentru mine? Și a fost super challenging și e foarte, foarte interesant de lucrat la procese de dezvoltare software, la automatizări. Și ultima chestie e că e foarte satisfăcător să ai clienți dintre colegi. Pentru că poți să-i chinui și să-i vezi cum se chinuie și să le mai inventezi câte un cec care nu are niciun sens și după aia să nu le spui unde ai documentat cecul respectiv. Bineînțeles și opusul e același. Când împarți pauza de cafea cu oameni care lucrează cu tool-urile tale, simți că îi ajuți sau îi încurci și un feedback loop scurt e important și faptul că impactezi work-life-ul unor persoane pe care îi cunoști personal e rewarding, e satisfăcător. Cam asta a fost aventura noastră din ultimii 2 ani. Vă mulțumesc că ați ascultat-o. Mulțumim mult, Ionuț. Crazy workflow ce aveți acolo, adică n-am mai văzut. Poți să închizi prezentarea acum, că mă văd eu de 2 ori. Crazy workflow ce aveți acolo, adică cred că este cel mai complex workflow pe care l-am avut până acum la Tox, în 135 de ediții, cel mai complex, avansat, cu o grămadă de ruluri. Și când am venit la punctul ăsta cu o grămadă de ruluri și super avansat, a dat fail în sensul că să trebuiască să dați rollback, să aveți un... Bineînțeles. Bineînțeles. El a apărut din nimic. S-a avut tot timpul posibilitatea să fie făcut rollback, dar e important că s-au adunat și că acum most of the time funcționează.
Da? Au fost multe situații. Situații în care serverul de Black Duck a fost pe jos și picau build-uri la toată lumea, nu din cauza lor, ci din cauza infrastructurii, dar din cauza Black Duck-ului. Am scos Black Duck-ul până când s-a rezolvat. Sunt situații astea, dar e important că am adunat toți pașii ăștia și că acum funcționează, că suntem într-o industrie super serioasă. E o industrie prin care trec foarte multe milioane de dolari. Da? Se procesează niște sume extraordinare și fiecare downtime înseamnă usturător de mulți bani. Și de asta am ajuns la complexitatea asta. Îmi dau seama, adică în partea de bani, un mic pag, poate lumea să piardă bani. Chiar legat de asta a fost o știre acum câteva luni cu Robinhood, o platformă de asta de investiții din Statele Unite și a avut, când a picat bursa în state, foarte mulți oameni au avut un bug în care îi lăsa să se ducă pe negativ, deși nu trebuiau să se ducă pe negativ, și o persoană chiar a ajuns la minus 1.6 milioane de dolari pe negativ și din păcate s-a sinucis, s-a decis că nu e cam mult pentru ea. Există presiune de asta? Vine presiune? Nu, să știi că nu există presiune. Ar putea să ajungă nasol? Nu există presiune pe oameni. Înțelegem că oamenii lucrează într-un proces. Există un drive pentru îmbunătățirea procesului și procesul ar trebui să facă tot ce e necesar să facă, astfel încât omul să nu ajungă în situația asta în situațiile astea super extreme. Avem un echilibru între procesul trebuie să mă apere și eu sunt un programator responsabil și responsabilitatea mea să-mi fac job-ul în procesul ăsta. De exemplu, alte companii își testează codul unul altora. Noi am hotărât că e bine să ne testăm singur codul pentru că ne place să fie responsabilitatea noastră cap-coadă și când mă întrebi ce e cu feature-ul ăla, să zic la mine e feature-ul ăla, care e întrebarea despre el. Versus, nu merge, eu l-am programat, dar de ce n-a prins testerul problema aia, știi? Când începi să arunci blame-ul, te specializezi în asta și poți să devii destul de bun. Când nu poți să arunci blame-ul, poți să te specializezi în a-ți asuma responsabilitatea, a scrie teste și a scrie cod, astfel încât să-ți fie bine. E un echilibru între a proteja oamenii și a-i face responsabili. Este, cred că you guys take ownership, așa ar trebui să facă toată lumea. Din păcate, nu toată lumea face chestia asta și, cum ziceai și tu, aruncă cu blame-ul dintr-o parte în alta. Felicitări pentru ce ați construit acolo. Este really amazing. Felicitări pentru prezentare. Mulțumim frumos. Este ultimul comentariu. Felicitări pentru prezentare și mulțumim și nouă pentru prezentare și mulțumim din nou Luxoft pentru susținere. Cam așa se încheie talks-ul din această seară. O să plănuim câteva workshop-uri în perioada următoare. Chiar avem un poll pe grupul de talks cu un workshop pe machine learning pe care să-l facem. O să-l țină Mihai Marusac de la Google Brain. Sunt câteva topicuri care acolo, deci dacă vreți să vă duceți să votați, ar fi awesome și ne vedem din nou peste 2 săptămâni. Ionuț, mulțumim din nou pentru prezentare. Mulțumesc și eu, Radu. The good work. Ciao, seara bună.